Ei, care stau în spatele culiselor, au emoții mari. Sunt niște părinți de admirat. Au doi pici, o fetiță de 2 ani, pe nume Diana, și Victor, care în curând va face 7 ani. Haideți să-i cunoaștem împreună pe Nadejda Caraman și Vladimir Lașco. O familie care, vă zic, o să ne dea o doză mare de motivație. Salutare, frumoșilor! Bine ați venit! Bine, bune! Salut! Ia să văd care și-a cui! Tu ești băiatul lui tata? Da? Yeah? Și fata a cui? Tot ea lui tata sau ea lui mama? Ea lui tata și a lui mama. Ea lui tata și a lui mama. Dragilor, luați loc pe canatea și mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Mai ales știu, Nadia, tu mai exact ai vrut să mă vezi din mine, da? Așa, ți s-a îndeplinit atunci. Mi s-a făcut pielea găină. Da, mă bucur foarte mult. Hai, ia loc, puiuțu. Tu vii aici la tante Lilu. Perfect. Așa, o stai la tante Lilu în brațe până când mama împreună cu tata vor lua loc. Da, uite aici, așa. Vor lua loc pe canatea. În primul rând vreau să vă felicit. Pentru că mâine este ziua internațională a familiei și voi sunteți o familie frumoasă. Colega noastră, Ina, de fapt, ne-a făcut cunoștință cu voi. Te-am descoperit atunci când ai participat în cadrul proiectului nostru de 8 martie, ne-ai emoționat, ai vorbit atât de frumos despre maternitate și despre ce înseamnă asta pentru tine. Aveți niște copii absolut sănătoși. Felicitări pentru asta! Mulțumim. Cum v-ați cunoscut voi doi? În școala internat, noi am învățat într-o școală pentru copii dizabilități fizice la orășelul Ialoveni, care deja nu mai există așa școală. Și acolo eu am fost ultimul an de școală în clasa 10, soția era în clasa 7. Și de atunci s-a început dragostea noastră mare. Am avut noi o despărțire, un timp oricare și... Mă rog, așa, eu am plecat, că eu singur sunt orfan și mi-am găsit mama în Ucraina. Am plecat acolo, la muncă am muncit, mi-au fost furate actele, n-am 8 ani, am avut o dispariție din țară. Dar nu tot cu ajutorul soției. L-ai ajutat să revină acasă. Nadejda, care este povestea ta? Adică despre noi? Despre voi, da. Cum a început dragostea în voi și cum ai simțit că, uite, el este bărbatul alături de care vrei să întemeiezi o familie? La școală, băncile școlii. Profesorii toți când inviteau, zic, o să fiți împreună, sperăm, spre viitor. Cu viața deja o să ne arăte. Clar că Vladimir a terminat cu un an mai înainte de mine și după aceea... Mă rog, ne mai contactam, ne mai vedeam și, cum a spus și soțul, după o perioadă... Ei, și cum s-a spune, și să încerc să vă spun că și părinții meu cam au fost de acord, că mă rog, că eu nici casă, nici masă. Părinții cui? Soții. Părinții tăi, Nadejda? Soacra, mama a fost de acord, dar tatăl, socru... Așa, nu prea vroia acasă, pentru că nu are familie, Vladimir. Da, asta e, da. Eu oricum i-am spus mami, oricum viața o să ne arăt pe parcurs ce va fi. Și dacă o să fie dat să fim împreună, totuși o să fim. Și iată, după 8 ani de zile ne-am regăsit. Voi ambii aveți gradul 2 de invaliditate. Da. Dar asta nu te împiedică pe tine, Vladimir, să muncești? Nu mă împiedic. Eu și soția muncesc, numai că concediu de maternitate. Acum e în concediu de maternitate. Așa, Vladimir, pe tine te cunosc mulți oameni care locuiesc în Chișinău, pentru că ești omul care face ordine în da, multe curți. Da, sunt îngrijitorul. Ești în îngrijitor și îți faci munca cu plăcere. Așa, stai că hai, du-te la mami și așa, o muncă, am spun că ușoratică. Dar e greu. Dar nu ți este greu? Pentru greu, că... prin greutăți, prin... Eu și păstor am fost, în domeniul construcției am lucrat ca ajutor de mester. Și în construcție ai lucrat chiar dacă... Când am avut destele la mână, trăiem în căldări cu beton, doamne ferește. La Odessa am lucrat mai mult acolo. De fapt, știu că Ina ne-a spus că și pe soția ta o vedea târâind de la etajul 4, cărucior.
pentru că copiii, apropo, s-au născut perfect sănătoși. Despre asta da. o să aflăm. Dar cum e de la etajul 4, tu cu dizabilități locomotorii, să duci greutăți? Ar trebui și logic ar fi ca primăria să vă ofere o locuință la parter pentru comoditățile voastre. Ne-am adresat, am scris chiar și domnului Dodon, nu mi-e fric să spun asta. Nu domnului Dodon, dar Fundația din Suflet. Fundația din Suflet. Dar noi am scris prin Messenger, chiar rămâne pe păstrat. Visul nostru, ca să spunem, e dorința de a avea o locuință noastră. Noi singur locuim la chirie, eu cu salariul meu de 2500, acum că... Am lucrat în altă parte, dar cu pandemia asta am fost concediat. Uh-huh. Și multe persoane cu dizabilități, unde am muncit eu, nu mai vreau să spun unde am muncit, că n-aș vrea să fac pe viitor. Și înseamnă că voi trăiți de pe salariul tău și ajutoarele voastre, da. Plus da. Indemnizația copiilor. Indemnizația fetei și deja pensia care o primesc din invaliditate. Dar nu este o pensie de mii de lei ca oamenii să înțeleagă că o familie cu doi copii de școală, de grădiniță... E greu. În orice caz e greu. Pulșung și mama mai stă la noi, mama soacră, tot săracă, n-o să mai ajung. Tot la copii tragi. Da, e adevărat. Mai bine să stea cu da. Nepoții și să vă bucurați de timpul ăsta. Îmi dau seama, Nadejda, că momentul în care ați conceput un copil a fost unul plin de bucurie. Dar a fost oare și frică? Da. La mine, Victoraș, până am mai avut o sarcină, dar n-a fost reușită. Și cam stăteam la dubii. Cu perioadă n-am avut. Cum medicii mi-au spus că nu-i cazul. Și am fost la medic, m-am consultat și, mă rog, medicul mi-a spus, am fost la medic special și mi-a spus, voi sunteți cu persoane cu dizabilități, este riscul ca să nu fie în familia voastră tot un copil cu dizabilități. Și parcursul de 9 luni de zile am fost la medic, ne-am consultat și totul bine. Mulțumesc, domnule. Și primul în familia voastră a venit Victoraș. Victoraș, vreau să te laud. Victoraș, atunci când el se uită la cameră, că e ceva nou aici pentru el, atunci când a recitat poezia pentru mama ta în cadrul proiectului nostru de 8 martie, să știi că ne-a emoționat foarte mult. Dar pe mama nici nu mai zic cât de mult ai emoționat-o, că mama a plâns, probabil a mai plâns și după ce a văzut de fiecare dată reportajul. Uite, cum e să ai grijă de surioara ta mai mică, Victor? Ai grijă de surioara ta, da? Și pe mami o ajuți. Spune-mi. Da? Ești un bărbat adevărat care o să crească ajutorul părinților. După Victor a zis că e bine să fie familia jumătate parte și a zis că mai vreți să mai faceți un copil. Sau a decis Dumnezeu? Da. Știți, o să divulg Victoraș din prima căsătorie. Așa. Și odată ce ne-am cu Vladimir, ne-am restabilit relația, am devenit soț și soție după câțiva ani și normal. Și el își dorea un copil al său. Mă, e prima fetiță. Așa, e prima fetiță. Primul copil. Și cred că o iubești ca ochii din cap. Deci nu se mai pune. Doamne, cât s-a emoționat Vladimir. Mă bucur că sunteți atât de sentimentali și atunci când ați intrat la noi în platou, am văzut cum ați pus mâna peste mână și v-ați susținut împreună. Asta este foarte important, să găsești un om alături de care să treci prin viață. Nu, da, nici viața voastră, nici viața altora nu este ușoară, că fiecare are greutățile în fel său. Dar eu sunt sigur că poate în aceste momente oamenii care o să vă privească, o să afle povestea voastră, o să vă ajute. Sau de fapt voi nici nu cereți ajutor. Nu cereți. Nu sunteți cei care aveți nevoie de mila oamenilor. Nu, noi ne-am... Am avut așa un interviu care
dar nici nu știem ce să facem. Și pe urmă să... Cum? Nu știu că... Să uitau așa ea, care ne cunoște eu de la, nu, la Jurnal TV. Am avut un reportaj, au fost la noi acasă, au făcut, dar când am fost la... Lucram eu la uzină, mergeam și în urma mea am auzit vorbi că știa că mie și paprașaică. Și nu ți-a plăcut lucrul ăsta? Mie nu mi-a plăcut, dar la șeful meu de tur au ajuns acești cuvinte la urechi. Au auzit alții din țehul cealaltă și au spus femeile și ele. Și așa alții, am avut un șef de tur tare. Bun. Tare bravo. Da. De fapt, contează foarte mult oamenii de lângă voi și îmi dau seama că societatea noastră, din păcate, nu este educată să se comporte corect față de toată lumea. Pentru că niciodată nu știm cum din oameni sănătoși, perfect sănătoși, putem să devenim și noi persoane cu dizabilități. Niciodată nu știm cum se poate întâmpla asta oamenilor din familia noastră, așa că niciodată nu trebuie să judecăm, să vorbim pe la spate sau să umilim persoanele care poate nu merg la fel ca noi, nu arată la fel ca noi. Sunt oameni așa cum trebuie să fie oamenii. Ne naștem cum ne naștem și trebuie să spunem mulțumim pentru ce avem. Uite, dacă... acum, uite, tu ești mai vedetă decât femeile ale care te-au vorbit pe tine atunci în spate. Uite, ce le spui tu femeilor ale? Păi, deci nu... să le spun la niște oameni care nu înțeleg. Ei au mâini și picioare, mai țin, au casele lor. Dar noi... Eu sunt orfan, eu nici mamă, nici tată, nici casă, nici masă. Am frate, am soră. Dar ai familie. Da, am familie. Ai familie și cred că asta este cea mai mare bogăție din lume. Eu nu știu dacă el chiar că aș vedea emisiunea asta și s-aș aduce aminte oare. Nu știu, dar că ai mai așa ia. Nu ai mai avut un caz cu soția tot. Că... Hai să spun că tineretul la noi nu e educat. Dar omul în vârstă... Mergeam cu soția, copii, eu cu căruciorul înainte, în piața centrală și în urma noastră. Zic, Doamne, plătățile dăi, copiii numai nu. Adică au avut în vedere mai mult ca din noi. Eu deodată m-am început că așa un fel de om, că eu tot în serios. Ești sensibil. Da, dar la mine familia e pe primul loc. Eu n-am avut dragoste de părinți. Eu copiii îmi iubesc soția asta spre mine, sprijinul meu. Și să dea Domnul să vă aveți cât mai mult timp unii pe alții alături. Putere vouă și empatie, răbdare, dragoste, compasiune din partea voastră. Dacă ei nu au nevoie de ajutor, ei, uite, dacă le scrieți un mesaj că v-am văzut la televizor, sunteți nemaipomeniți, cred că cu asta o să-i bucurați și mai mult. Și poate dacă vin persoane cu dizabilități să se angajeze, fiți buni, sunt niște oameni extraordinari cu o poftă de lucru nebună. Vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi. Mă bucur, Nădejdea, să te cunosc, să ai grijă în continuare de familia ta, să fiți protejați de greutăți și cât de curând o căsuță doar a voastră.